Situația armenilor creștini din regiunea Nagorno-Karabakh continuă să se deterioreze. O blocadă totală continuă să priveze teritoriul izolat de mâncare adecvată, medicamente și resurse. Billy Hallowell de la CBN vine cu mai multe detalii. The situation is now very, very serious. Situația e foarte serioasă. Se vorbește despre un genocid iminent. Această prevestire făcută de baroneasa Caroline Cox, o membră proeminentă a Camerei lor zilor, a prezentat subcint situația din Nagorno-Karabakh. A trecut mai bine de o lună de la blocajul de către protestatarii azeri a unicului drum care duce spre acest tărâm izolat și astfel este împiedicat transportul de mâncare, medicamente și bunuri esențiale în regiune. Mă tem că e vorba de o agresiune continuă a azerilor împotriva armenilor. Tărâmul mic Nagorno-Karabakh a fost relocat de Stalin în Azerbaijan, iar Azerbaijanul încearcă de multă vreme să ducă la bun sfârșit o purificare etnică a armenilor. Pe măsură ce blocada persistă, 120.000 de armeni creștini care locuiesc acolo suferă și cer ajutor. Penuria de alimente devine disperată, penuria de medicamente e foarte serioasă, mai ales în cazul medicamentelor ca insulina pentru diabetici. Iar transferul pacienților din Karabah în Armenia pentru tratamente medicale urgente a fost blocat. Unul a murit deja, așadar situația e cumplită. Fica lui Gaia Belgarin, Monica, are cancer hepatic. Mama ei a tras recent un semnal de alarmă deoarece fica ei a rămas blocată în Nagorno-Karabakh și riscă să nu primească tratamentul salvator. Ne-am speriat și ne-am făcut griji din cauza acestei situații, deoarece viața ei depinde de acest tratament. După ce au așteptat cu anxietate timp de mai multe săptămâni transportul, Crucea Roșie a ajutat familia să iasă din zona. Însă ne spune că mai sunt și alți rezidenți bolnavi care au nevoie de ajutor. Nu avem echipamentul necesar, nu avem medici, deoarece drumul e blocat. Nu putem ieși și medicii nu pot veni să acorde tratamentul necesar. Baronesa Cox ne-a mai avertizat și asupra unui alt element al crizei, posibil la distrugere distrugerea bisericilor creștine, a monumentelor istorice și a întregii culturi. Acesta poate fi un alt stadiu al genocidului, distrugerea poporului creștin, distrugerea muștenirii creștine. Trebuie să ne rugăm. Anihilarea creștinilor face parte din planul de a scăpa de creștini și e unul dintre motivele de îngrijorare a armenilor deoarece ei vor pierde o parte din moștenirea lor creștină unică. Pe măsură ce haosul persistă, e mare nevoie de rugăciune pentru pace, de și soluționarea situației.